Bună dimineața, prieteni! Se zice că, de fapt, un studiu zice că în medie, într-o viață, am putea pierde până la 50 de zile în ambuteiaj. O fi adevărat, nu o fi adevărat. Despre ambuteiaj în această dimineață vom vorbi cu domnul Grigore Guzun, șef adjunct Inspectoratul Național de Securitate Publică. Bună dimineața și bine ați venit! Cum ați ajuns de dimineață la noi? Foarte bine! Ați ajuns bine? Fără ambuteiaj? Un pic. Un pic? Un pic. Și cum l-ați evitat? Ca toată lumea, încet, dar am mers. Am înțeles. Care sunt cele mai, nu știu, răspândite greșeli din cauza cărora se formează aceste ambuteiaje și noi, ca cetățenii de rând, nu mai știm pe cine să dăm vina? Ba că e vina inspectoratului, ba că e vina celor de la drumuri, ba că e vina primării, ba că e vina orașului, că e prea mic pentru atâtea mașini. Asta ce părere aveți? Important e să nu facem ca în proverbul moldoveanului. Deși a murit vaca mea, dar nu a vecinului. Păi da. Da. În cazul de față, ambuteajele ele sunt la ordine zi în toate capitalele și în toate orașele mari. Exact. Unde este un flux mare de automobil și persoane care circulă pe drumul Republicii. În Chișinău, la moment, avem peste 333.000 de unități de transport înmatriculate. Care sunt foarte multe în comparație. Desigur, fiindcă capacitatea de trecere a municipiului Chișinău nu este planificată din punct de vedere arhitectural și din punct de vedere ingineresc de capacitatea de trecere a unității de transport. Mai punem în plus cel puțin 150-200 de mii de unități de transport care vin, tranzitează în municipiul Chișinău. Mm-hmm. Și se mai adaugă și alea. Și se adaugă în capitală și atunci avem problema care o avem. Nu uităm că în ultima vreme în municipiul Chișinău au început să facă foarte multe construcții de stradă. Și lucrări. Multe străzi sunt închise în reparații care durează foarte mult timp, avem reparații de trotuare, toate acestea aduc impactul negativ asupra fluxului de transport, asupra fluidizării normale. În ultimul rând avem problema cu benzile dedicate transportul obștesc. Asta ar fi o mare problemă și pentru mine care circul pe creangă. El e foarte bun din punctul de vedere că facilităm transportul obștesc, public, dar totodată într-un fel sau altul creăm impedimente pentru transportul particular, personal. Și atunci când mergem să facem niște benzi dedicate, automat ar trebui să facem în paralel și pentru ceilalți participanți la trafic. Următoarea problemă este că însuși participanții la trafic sunt nerespectoși unul față de altul. Da. Să dăm un simplu exemplu că dacă anumite intersecții cu unde cedează trecerea și se face un aglomerație de transport, în mod normal și acel de pe drumul principal ar putea să-i cedeze și așa pe rând unul altul și atunci transportul se va mișca încet cu încet. Cumva suntem mai agresivi și mai violenți decât, să zic, alte popoare în trafic? Nu pot să vă spun de alte popoare, dar din practică, văzând an cu an, într-adevăr, participanții la trafic și în Republica Moldova sunt mai agresivi, sunt mai netoleranți, sunt foarte violenți într-un fel sau altul. Și asta creează și nervozitatea asta în trafic. Deci este factorul uman care creează aceste ambuteiaje și mersul bar la bar? Desigur, fiindcă nervozitatea asta se transmite de la unul la altul. Uh-huh. Plus la asta sunt anumite reguli de circulație care șoferii le încalcă intenționat. Acum e cea mai des încălcare e linia continuă de pe... În afară de linia continuă mai avem anumite incidente în trafic, ca un accident rutier minor, unii expres prevede regulamentul circulației rutiere, în primul rând, semnalizarea accidentului rutier, prin îmbrăcare vestii luminescente, reflectorizante și amplasarea unui triunghi de avariere, ca ceilalți participanți la trafic să-l vadă și din timp să-și poată schimba direcția de deplasare. Altfel, făcând ca fluidizarea traficului să margă de la sine. În cazul contrar, nu se vede, toți participanții ajung în locul unde este produs accident, și se automat se formează blocajul circulației. Sau unități de transport care sunt parcate în stațiile de oprire a transportului obștesc. Împiedicându-l altfel, vă dați seama, mașina asta mare de trolebus sau autobuz ca să iasă din parcare. El virează la stânga și ocupă două benzi. Are nevoie să-și facă loc. Spațiul de manevră e foarte mic. Și atunci fiecare secundă, la prima etapă s-ar pare că a cedat, a apăsat pe frână și după aceea a accelerat, el repede se duce, dar ce face în coadă? De la o secundă trece la minută. Minută la fluxul de transport care este la moment creează ambuteiaje. Dacă trecem și în cealaltă tabără, în tabăra șoferilor care circulă de zi cu zi și vedem că se creează uneori ambuteiaje din astea chiar și pe străzile adiacente.
încercăm să ocolim unele un tronson de drum unde este deja de ani de zile făcut ca ambuteiaj și încercăm să le evităm. Băi, atunci, iarăși, depinde de administrația publică locală, de administratorul drumului. Transportul ar trebui să circule ca când ai turna o cană de apă pe pământ și să-și găsească locul unde să duc. Așa și în cazul de față. Sunt străduți, strădiele unde ar putea să circule transportul, dar din păcate sunt blocate de cetățeni sau sunt în anumite dificultate de a se deplasa. Iarăși atunci, revenim la factorul uman. La factorul uman, da. Respectul... Da, și atunci e problemă foarte mare, fiindcă agenția de patrulare, în primul rând, nu este obligațiunea lor ca să fluidizeze traficul. În al doilea rând, ei nu reușesc fizic să facă fluidizarea traficului, fiindcă el vede porțiunea lui de drum în intersecție dată. El nu vede ce se întâmplă pe tradiile secundare în stânga, în dreapta. Și atunci, creând o ușurință pentru cineva, creăm dificultate pentru altcineva. De atâta sunt mijloacele tehnice speciale, ca semafor, ca sensorul giratorii, ca bretelele pentru anumite drumuri, pentru atunci transportul ar fluidiza și ar merge într-o situație cu mult bretele mai lejer. Bretele sunt, centură nu este, știți vorba clasicului. Ce ar trebui să avem, că dacă am avea, n-am avea problema asta, înțelegeți? Totuși, are nevoie ca infrastructură orașul de centuri în care ar putea fluidiza traficul? Da, dar atunci am avea foarte mai puțin transport din cele care am spus eu, de 100 și ceva de mii, care tranzitează municipiul Chișinău. Atunci toți ar merge pe centură sau ar găsi ca ieșire din situație să deplaseze pe centură mai ușor decât să deplaseze prin centură. Și ar fi mai bine și cumva ar fluidiza acest trafic în oraș. Sau și, iarăși se creează și ambuteaj. Traficul s-ar fluidiza și aerul ar fi mai puțin poluat în municipiu. Deci ar fi bine să le avem. Ar fi foarte bine. Aici vedem inspectorii de patrulare care sunt într-adevăr la intersecțiile cu probleme, unde se creează aceste tampoane, aceste ambuteaje și, într-adevăr, bucură fiindcă cumva se dirigează în trafic. Dar de ce înainte, dacă ne-am obișnuit să fie ambuteaje de dimineață și seara pe la 6 când oamenii pleacă de la muncă, acum cam le vedem și în timpul zilei. Le întâlnim și pe la 12 și pe la 1 și pe la 3 și 4. Asta se datorează faptului de închiderea foarte multe străzi în reparații. Și atunci vrem noi, nu vrem fluxul de ceza de transport, nu are unde să deplasa și trebuie să ne deplaseze pe anumite drumuri pe care sunt deschise. Și automat leagă stradă cu stradă, mai ales că structura municipiului Chișinău este făcută în formă de cruce, adică drumurile mai mult perpendiculare și vrem, noi nu vrem să leagă și să formează ambuteajele acestea. Dacă străzile acestea ar fi deschise, atunci și cu transport ar fi mai ușor de deplasat. Plus la asta mai avem parcările neregulamentare care iarăși îngustează când din capacitatea de trecere a drumului. Așa, și da. Când le legăm una de alta, avem problema cea care o avem. Ambuteaje, zi de zi, în municipiul Chișinău. Uneori aceste parcări ilegale creează și unele accidente, să zic. Vrei să virezi, treci pe cealaltă bandă, mașina e cu spatele, da, mașina e cu spatele pe carosabil și așa mai departe. Acum, dacă generalizăm și facem un top al problemelor acestor ambuteaje pe care le avem, care ar fi, să zicem, top 5 probleme a ambuteajelor din Chișinău? Vorbim doar de Chișinău. În cealaltă parte cam nu sunt. Infrastructura. Așa, primul lucru. Primul lucru este dacă ar fi infrastructura rutieră binevoitoare, prietenoasă față de conducător auto, atunci noi am exclude la 80% din ambuteajele care sunt. Doi, respectul conducătorilor unul față de altul. Factorul uman. Factorul uman care este eu foarte mare. Nu ne ajunge răbdare. Nu ne ajunge răbdare. Moldovenii sunt fără răbdare. Da. Sisteme de dirijare tehnice. Cum am spus, de tip semafor, sensori giratorii, aceleși bretele care sunt la... și centura pe municipiul Chișinău care ar duce la scoaterea foarte mult transport din municipiu. Care vine doar în tranzit. Doar în tranzit, da. Și acum o ultimă întrebare sugerată de colegii din cască, știți cum? Ce facem cu parcările? Cum parcăm? Unde parcăm? Am înțeles că e mai docilă poliția acum cu parcările. Se permit în unele locuri.
dacă nu sunt parcări amenajate, unde o parcăm? Vedeți, dumneavoastră, nu este poliția acel organ care ar trebui să permită parcarea. Poliția trebuie să transpună în viață prevedere legală. Acolo unde este interzis, acolo este interzis. Și trebuie de aplicat legislația cu documentele proceselor verbale, la după caz evacuarea unității de transport la parcarea specializată. Pentru parcări sunt locuri amenajate, deja o bună parte din municipii Chișinău se vede, sunt lucruri amenajate, unde avem posibilitatea să amenajăm și văd că de curând se mai construiesc locuri unde să parcheze. Nu poliția amenajează și nu poliția stabilește locurile de parcări. Deci aici este treaba municipiului. Este administratorul drumului, în cazul față primarul și Consiliul Municipal. Am înțeles. Ei, acolo sunt cu totul și cu totul altă poveste. Am putea sta ore în șir să discutăm. Domnule Grigore Guzun, șeful adjunct al Inspectoratului Național de Securitate Publică, în această dimineață alături de noi, vă mulțumim foarte mult pentru aceste lucruri. Și o remarcă personală, ar fi cazul ca majoritatea polițiștilor să ia exemplu de la dumneavoastră, n-a vorbit și n-a discutat cu oamenii și a fi atât de receptivi, să zic. Sper că o să privească emisiunea așa să... Dar să știți că e mai bine, e cu mult mai bine. Mulțumesc! Respect polițiștilor!